Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă este un obiectiv prioritar pentru Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, care derulează prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă măsuri de sprijin pentru angajatorii care încadrează tineri. Printre aceste măsuri se numără subvenții, susținerea financiară a uceniciei la locul de muncă și a stagiilor profesionale. Se acordă subvenții pentru cei ce angajează tineri absolvenți de învățământ. Subvenția este în valoare de 2250 de lei pe lună timp de 12 luni. Pentru cei ce angajează tineri niți, 2250 de lei pe lună timp de 12 luni. Tânăr niți este persoana cu vârsta cuprinsă între 16 și până la împlinirea vârstei de 30 de ani, care nu are un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională. Mai primesc subvenții cei ce angajează tineri cu risc de marginalizare socială, cu care s-au încheiat contracte de solidaritate. Subvenția este de 2392 de lei, respectiv de 4 ori indicatorul social de referință, care este 598 de lei. Sprijinul se acordă pentru minimum un an și pentru maximum 3 ani. De asemenea, se acordă sprijin pentru ucenicia la locul de muncă. Acesta este de 2250 de lei pe lună, iar banii se dau pe durata contractului de ucenicie în funcție de nivelul de calificare. Se mai acordă sprijin pentru stagiile profesionale, în valoare de 2250 de lei pe lună pe durata contractului de stagiu de 6 luni pentru absolvenții de învățământ superior. Și, de asemenea, se acordă sprijin pentru angajatori și pentru stimularea încadrării elevilor și studenților pe perioada vacanțelor. Subvenția este de 50% din valoarea indicatorului social de referință pentru maximum 60 de zile.